În cadrul primelor două săptămâni ale campaniei electorale pentru alegerile locale, în județul Giurgiu nu s-au înregistrat incidente majore, însă au fost totuși sesizate 18 posibile încălcări ale legii, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu. Sesizările au fost făcute fie de cetățeni, fie de partide, fie de birourile electorale de circumscripție electorală, fie pe 112. Dintre incidentele semnalate, 5 nu s-au confirmat, iar în 10 cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 3.300 de lei. Totodată, polițiștii au întocmit 3 dosare penale și fac cercetări privind posibile cazuri de corupere a alegătorilor. Cele mai multe sesizări privind posibile contravenții sau infracțiuni au fost înregistrate în mediul rural, 17, față de un incident semnalat în mediul urban. Reclamațiile au constat în afișarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise de lege, distrugerea și deteriorarea afișelor, încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea listelor de candidați și a candidaturilor independente, săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice. Campania din acest an este însă mai liniștită față de cea din anul 2012, când în aceeași perioadă au fost înregistrate 34 de asemenea sesizări. În contextul organizării alegerilor locale din acest an, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară în această perioadă o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot.